De la tamponare direct la starea civilă, doi tineri din Arad au început o poveste de iubire după ce ea a fost implicată într-un accident, iar el a fost polițistul care s-a ocupat de caz. De sâmbătă, Denisa și Alex sunt soț și soție. Conform observator News.ro, Denisa și Alex au cunoscut acum câțiva ani, dar parcă atunci n-au avut ce să-și spună, așa că asta părea să fie tot. S-au revăzut acum câțiva ani, când ea a fost implicată într-o tamponare și el era de serviciu la biroul rutier din Arad. Hazardul a făcut ca tocmai el să soluționeze cauza. În acele momente și-au rostit și alte cuvinte decât cele din declarații. De atunci au rămas amici și și-au împărtășit toate bucurii și necazurile de-a lungul a câțiva ani, apoi s-au văzut cu adevărat și și-au dat seama că viața lor este împreună. De sâmbătă, Denisa și Alex sunt soț și soție, la bine și la rău, pentru totdeauna, anunță Poliția Rad, relatează observatornews.ro.